Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruința binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul. Emisiune realizată cu sprijinul Mitropoliei Ardealului, Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia. Cu siguranță ne interesează oare care ar fi cele mai vechi mănăstiri atestate documentar din arealul transilvan. O primă mănăstire la care aș vrea să mă opresc este Mănăstirea Râmeț. Aparține secolului al XIII-lea, fiind vorba de cea mai veche mănăstire, biserică mănăstirească păstrată și aflată încă în activitate. Amintim o inscripție pe care o știți: am scris eu, mult păcătosul robului Dumnezeu Mihul, adică zugraful de la Crișul Alb, cu încuvințarea arhiepiscopului Ghelasie în zilele regelui Ludovic, 1376. Iată că în această perioadă avem nu doar o viață bisericească bine întemeiată, dar și o viață monahală cu mănăstiri specifice modului de viață răsăritian. Iar alte mănăstiri pe care voi aminti lapidar ar fi mănăstirea de la Gioagiul de Sus, mănăstire care nu mai există, mănăstirea de la Feliac, unde știm foarte bine că a fost și reședința unui ierarh ortodox, mănăstirea de la Vad. Ne putem îndrepta atenția spre alte mănăstiri, cum ar fi mănăstirea din Lancrăm, mănăstirea de la Toplița Mogănești, iată ne îndreptăm spre alta real al Maramureșului istoric, apoi mănăstirea de la Deda, ca să ne referim puțin la zona județului Mureș, mănăstirea de la Urșiul de Sus, Urșua, Chiheriul de Sus și de Jos, toate care au existat înainte de unirea din anul 1600 realizată de Mihai Viteazul, dar care ulterior, pe fondul vicisitudinilor istorice, au dispărut. La această înșiruire de locuri sfinte putem adăuga și mănăstirea din Râpa de Jos, tot din județul Mureș, o mănăstire ce vorbește de o comunitate puternică ortodoxă pe aceste meleaguri încă din secolul al XIV-lea. Cel din tâi document pe care îl avem și care face referire la existența unei comunități la Râpa de Jos datează din secolul al XIV-lea. Documentul l-am găsit în cartea intitulată, sau mai bine zis în volumul intitulat Documente privind istoria Transilvaniei, viacul al XIV-lea, și în el se precizează următoarele. Citez: trebuie luat în seamă că în ziua întâi a părăsimilor, 4 martie 1332, Popa Nicolae, din satul Râpele, denumirea latină fiind Villa Rapularum, a plătit un loton de argint către magistrul Ioan Arhidiacon de Ost. Documentul este foarte important pentru istoria localității noastre, cât și pentru viața bisericească care exista în perioada respectivă. El ne determină, practic, să concluzionăm, să realizăm faptul că în vremea respectivă aici exista o așezare bine închegată, având o organizare bisericească cu preotul local, Popa Nicolae, care plătea către forul tutelar, arhidiaconatul de Ost sau protopopiatul de Ost, o sidoxie, o taxă. Este bine știut că în vechime doar comunitățile bine închegate, în comunitățile mai puternice plăteau această taxă, pe când cele mai mici erau scutite. Documentul, într-adevăr, este sumar, nu aduce multă lumină în elucidarea multor lucruri legate de satul Râpa de Jos, dar are o importanță capitală, fiind un punct de referință în istoria localității. Este fascinant această lume
a celor care și-au dorit total viața lui Dumnezeu, acestor reprezentații vieții angelice, și asta nu doar din prisma celui care oarecum sunt exteriori acestui mod de viață, dar din ceea ce s-a văzut, din ceea ce se poate citi și din ceea ce poate, mai autentic, se poate simți, ce a reprezentat în istoria neamului nostru monahismul. Orice ni s-ar întâmpla, trebuie să trăim frumos. În prezența unuia despre care știi că te bârfește și te denigrează, este aproape imposibil să nu te tulburi înăuntru tău, dar chiar dacă te sforțezi să rămâi nepăsător, dar prin iertare și rugăciune pentru acea persoană, tu vindeci rana și tristețea. Hristos locuiește în sufletele adevăraților creștini și ei nu pot decât să iubească pe toți oamenii, inclusiv pe dușmanilor. Corana dragostei noastre față de prieteni are și corpuri străine, interesul, recompensa, vanitatea, slăbiciunea sentimentelor, simpatia pătimașă, în timp ce corana dragostei noastre față de vrăjmași este pură. Monahul se sacrifică, lasă totul, lasă ale sale, lasă mamă, lasă tată, lasă familie, lasă copii, lasă absolut tot ceea ce a acumulat din punct de vedere material, din iubire pentru Dumnezeu și pentru aproapele. Nici o clipă în viața sa, ca și monah, ca și călugăr, nu renunță la iubirea față de aproapele. În tot ceea ce face, și mai ales mai nou în zilele noastre, prin faptul că monahul se implică, așa cum s-a implicat biserica dintotdeauna în viața socială a bisericii, își manifestă și își demonstrează în mod concret dragostea față de aproape. Agape îl schimbă pe om pentru că este dragostea desăvârșită și în măsura în care omul o practică, ea devine cunoaștere. Spune starețul Zosima al lui Dostoevski la un moment dat, pe măsură ce veți iubi, veți înțelege. Omul atât cunoaște din Dumnezeu, atât cunoaște din tot ceea ce este în jurul său, în măsura în care el iubește. Iubindu-l pe Dumnezeu, omul începe să-l înțeleagă, să-l cunoască. La modul teoretic nu putem să-l cunoaștem pe Dumnezeu decât dacă intrăm în legătură cu el, prin rugăciune, prin viață curată, prin smerenie și prin iubire desăvârșită. Iar agape, iubirea creștinească, iubirea divină, de fapt, revărsată în viața creștinului, este cea care ne face să îl cunoaștem pe Dumnezeu și să ne cunoaștem între oaltă. Această iubire a lui Dumnezeu, această prezență tainică, se face revelată în Sfânta Liturghie. După cum spune Părintele Ioan Iovan în lucrarea sa Sfânta Împărtășanie, calea desăvârșirii creștine, liturgia, în complexul ei, nu este altceva decât reactualizarea lui Hristos între noi. Și vasele simbolizează ceva. Proscomidiarul simbolizează atât nașterea Mântuitorului, cât și răstignirea lui, pătimirile lui. Când legate de naștere, toate acoperimintele acestea sunt scutecele cu care a fost învelit Mântuitorul. Crucea care se pune deasupra ca să nu se protejeze lucrarea care a făcut-o pe Sfântul Disc, simbolizează crucea care s-a arătat la nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, crucea care i-a condus pe magi. Legat de pătimirea Mântuitorului, agnețul este mielul de jertfă, masa proscomidiarului este năsălia pe care a fost pus Mântuitorul Iisus Hristos pentru jertfire. Aceste daruri pregătite la începutul liturghiei, deci ele stau acolo până la liturghia credincioșilor, până la mijlocul liturghiei, pentru că ele se făceau înainte acolo, dar nu mai aveam timp acum. Trebuia să întrerupem și să facem noi liturghie, facem noi pregătirea aceasta în taină. Deci, propriu zis, prima parte a liturghiei se numește liturghia cuvântului sau liturghia catehumenilor. Adică participau la ea numai cei care
Adică puteau participa cei care, și cei care nu erau botezați. Pentru că în prima parte se citeau lecturile biblice și la acestea puteau participa și ei. Ei apostolul, Evanghelia și predica. Așa să umblați întru El, înrădăcinați și zidiți fiind întrânsul. În această a doua parte a liturghiei, numită și liturghia catehumenilor, prezența hristică nu este doar una simbolică, ci este o actualizare mistică a lui Hristos. Hristos a ieșit la propovăduirea împărăției lui Dumnezeu. Drumul pe care îl face preotul cu Sfânta Evanghelie este drumul străbătut de Hristos de-a lungul Palestinei. Credincioșii îl urmează și îi se alătură lui. În privința rolului pe care îl are lectura biblică, textul Evangheliei, apostolului și a Evangheliei și predica, legătura cu taina propriu-zisă, cuvântul și taină, cuvântul fundamentează, cuvântul lui Dumnezeu, e temelia credinței noastre, fundamentează tot ceea ce se va săvârși în liturghie, în mod tainic, în mod mistic, prin prefacerea pâinii și a vinului, a acestei ofrande, în trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Și atunci, dacă le punem paralel și am începe să excludem pe una sau pe alta, dacă liturghia s-ar separa de prima parte, liturghia credincioșilor, liturghia euharistică, și ar rămâne numai ea fără liturghia cuvântului, ea s-ar putea transforma într-o lucrare magică, într-o lucrare pe care nu o mai stăpânești, nu e de la Dumnezeu, ceva care nu e fundamentat. Invers, dacă separăm liturghia euharistică, liturghia cuvântului de liturghia euharistică și punem numai cuvântul, Nu facem altceva decât luăm Biblia și o explicăm după capul nostru. Se transformă totul într-o teorie, într-o doctrină lipsită de viață, nu este împlinită. Cuvântul lui Dumnezeu se împlinește în Euharistie, se împlinește în liturghia propriu-zisă, liturghia euharistică. Liturghia euharistică are în centru canonul, așa numim noi, canonul euharistic, adică sunt niște rugăciuni care se adresează Tatălui pentru ca El să plinească ofranda pe care o aducem, El să trimite pe Duhul Sfânt și să prefacă pâinea și vinul în trupul și sângele Mântuitorului Hristos și El să ne primească ca pe fii la masa împărăției, de unde să ne împărtășim cu Hristos euharistic. Părintele Ioan Iovan sublinia la rândul său că, grație Sfintei Euharistii, liturghia cuprinde înăuntrul ei revelațiune permanentă. În ea se descoperă neîncetat, sub forme accesibile sufletului omenesc, Fiul lui Dumnezeu. Hristos este prezent în a treia etapă a liturghiei și, cea mai importantă, liturghia credincioșilor, prin pâinea și vinul preschimbate în sfântul său trup și curatul său sânge. Ne gândim în primul rând la momentul în care Transilvania intră efectiv sub protecția Austriei, perioada la care, din care se schimbă totul și în viața bisericească. Trebuie reiterată ideea că încercarea Imperiului Habsburgic de a avea o preponderență în religia catolică a tuturor popoarelor care intrau în stăpânirea sa nu este ceva nou în istoria universală,
De multe ori s-a căutat ca această unitate bisericească să aibă în spatele ei, de fapt, o unitate de tip statal. După momentul în care Transilvania acceptă protectoratul Austriei, semnificativ ar mai fi de amintit așa zisul act de unire din anul 1698, care practic deschide această cale a mișcărilor revendicative, mișcări care vor cuprinde diferite forme, de la simple memorii, de la simple petiții, până chiar la mișcări cu un puternic și vădit caracter național. Cel mai important document care l-avem referitor la această perioadă este cel din anul 1733. Este vorba de conscripția episcopului Inocentie Micu Klein. Această conscripție precizează câteva lucruri extrem de importante pentru viața bisericească din perioada respectivă de la Râpa de Jos. În conscripție sunt amintiți doi preoți la vremea respectivă. Popa Toma, care ar fi fost hierotonit de episcopul Iov Circa, și celălalt preot, Popa Costin, care ar fi fost hierotonit de către episcopul Serafim Petrovam al Maramureșului. Informația pe care ne-o prezintă, sau informațiile pe care ni le prezintă conscripția, sunt foarte importante, cum spuneam, pentru că atestă faptul că românii din Râpa de Jos nu îmbrățișaseră în vremea respectivă unirea cu Roma, rămânând pe mai departe ortodoxi. Și șematismul greco-catolic din anul 1900, care face referire la această conscripție din 1733, confirmă faptul că, într-adevăr, la vremea respectivă, cele 250 de suflete care existau la Râpa de Jos erau în întregime ortodoxe. Un lucru extrem de important și care demonstrează faptul că râpenii, în ciuda tuturor greutăților vremurilor respective, au rămas pe mai departe ortodoxi. Ei, ce-i cu voi? Suntem supărați, părinte, pentru că se întâmplă atâtea lucruri greșite, atâta nedreptate și supărare ne vine de la împărăție, încât uneori nu mai avem nicio scăpare. Bisericile ne sunt arse, vișii ne prigonesc, ne forțează să ne lepădăm de credința noastră străbună. Călugării din Bistra Mureșului au fost arși de vii, părintele Isaia spânzurat, și curând urmăm și noi. Eu vă zic așa, ia întrebați o muscă, sunt flori în apropiere, iar ea vă va răspunde. Nu știu dacă sunt flori, dar acolo, în mormanul acela de gunoi, poți găsi toată mizeria pe care o vrei. Și va începe să vă înșiruiască toate locurile murdare pe unde a fost. Dar dacă întrebați o albină, ai văzut vreo stricăciune prin zonă? Ea vă va răspunde, stricăciune? Nu, n-am văzut niciuna. Pe aici e plin de flori parfumate. Și va începe să vă înșiruiască toate florile din grădină sau de pe pajiște. Vedeți voi, musca nu știe decât unde este mizeria, în timp ce albina știe unde se găsesc irișii sau zambilele. Odată a venit la mine un tânăr. Îl caut pe părintele Toma. Nu e aici. O plecat în stat să cumpere băutură. Înseamnă că s-a dus să ajute pe cineva. Nu. A mers să ia pentru el. A terminat tot ce avea în damigeană și tângea după un pahar de vin. Pe mine m-a lăsat aici, singur, și nu știu când se întoarce. Dacă mai durează mult, am să plec. Îl tulburăm pe părintele Toma. De ce vrei să-l vezi? E țignit. Îl cunosc bine. Nu are pic de har. Nu-ți mai pierde timpul așteptându-l să se întoarcă. Va fi morocănos. S-ar putea chiar să fie beat când ajunge aici. Vreau să-i dau o scrisoare, dar îl aștept ca să-mi dea și binecuvântarea. Vedeți? Oricât de multe lucruri rele i-aș fi spus, el le-a privit pe toate cu ochi buni. Când i-am spus despre băutură, ochii s-au umezit. Cine știe, a gândit el, probabil s-a dus ca să ajute pe cineva.
alții sunt educați, citesc mult, dar cu toate acestea nu gândesc precum tânărul acela. Odată ce îl contraziceam, el crea imediat o altă imagine, mult mai bună decât prima. Am fost uimit de această putere a lui de a vedea numai binele. A fost prima oară când am văzut așa ceva. Această putere de a vedea binele, de a ignora răul din calea lor, a fost ceea ce i-a făcut pe ardelenii ortodoxi biruitori atunci când soarta le stătea împotrivă. Numai darul lui Dumnezeu și împărtășirea deasă cu sângele și cu trupul Mântuitorului Iisus Hristos i-a transformat din sclavi ai fricii și ai materiei în oameni liberi, duhovnicești. Omul reușește să se cunoască pe sine. Vedeți? Acest deziderat, această dorință lăuntrică de cunoaștere există din vechime. Gnotiste afton. Cunoaște-te pe tine însuți. Este un dicton vechi care este atât de valabil până în zilele noastre și prin agape, iubindu-L pe Dumnezeu și iubind aproapele, omul reușește să se cunoască pe sine însuși. Cunoscându-se pe sine însuși, își dă seama cât de mic este și câtă nevoie are de iubirea lui Dumnezeu și de iubirea aproapelui. Și în măsura în care el cunoaște pe Dumnezeu și pe aproapele, în măsura aceasta el iubește pe Dumnezeu și aproapele și astfel există o revărsare de iubire spre Dumnezeu și spre aproapele care, interesant, nu-l sărăcește, nu-l slăbește, nu-l micșorează, ci dimpotrivă, îl întărește, îl îmbogățește, îl luminează și îl sfințește. Aceasta este dragostea desăvârșită care duce la cunoaștere de Dumnezeu și chiar la ceea ce Sfinții Părinți spun îndumnezeire, teosis. Teosis este cunoașterea deplină și îndumnezeirea în măsura în care omul, curățat fiind de toate patimile, împlinește voința lui Dumnezeu și se unește cu Dumnezeu prin contemplație, prin rugăciune și mai ales prin sfântă împărtășanie. Pe Dumnezeu nu putem cunoaște în ființa sa, însă îl putem cunoaște în toate manifestările sale exterioare. Există o cunoaștere a lui Dumnezeu din natură, este cunoașterea naturală. Există o cunoaștere a lui Dumnezeu prin împlinirea poruncilor. Există o cunoaștere a lui Dumnezeu prin dragoste, prin iubire. Există o cunoaștere a lui Dumnezeu prin împlinirea voinței sale, există o cunoaștere a lui Dumnezeu prin părtășie sau prin împărtășie, prin cuminecare, prin comunicare. Iată, această comuniune desăvârșită care se petrece în timpul Sfintei Liturghii. Cunoașterea lui Dumnezeu este posibilă în măsura în care omul dorește acest lucru, în măsura în care omul realizează că este o ființă creată și are nevoie de divinitate, de creatorul său, care în același timp este și proniatorul său sau purtătorul său de grijă. Nihil sine Deo. Nimic fără Dumnezeu. Și dacă înțelegem această realitate, noi ca oameni dorim să îl cunoaștem pe cel care ne-a creat. Această cunoaștere vine în primul rând prin descoperire dumnezeiască. În al doilea rând poate să vină și prin efortul personal al omului pe care îl face atunci când citește Sfânta Scriptură, citește și caută să pătrundă tainele Sfintei Tradiții, citește din viețile Sfinților, având în ele modele de cunoaștere ale Dumnezeu și de apropiere de Dumnezeu. Căci ce este ortodoxia dacă nu o încercare de asemănare cât mai fidelă cu chipul lui Dumnezeu? O încercare care nu rămâne la nivelul vorbelor, ci care se aplică în viața de zi cu zi. Așa au ieșit biruitori ardelenii din Râpa de Jos. Mănăstirea lor a dăinuit chiar și urgiei lui Bucov.
celui ce a despărțit pământul peste ape. Emisiune realizată cu sprijinul Mitropoliei Ardealului, Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia. Slavă Tatălui!